Numărul locurilor de parcare se dublează pe strada Silistra, la intersecția cu strada Verde, pe locul garajelor demolate, în cadrul programului primăriei municipiului Timișoara de amenajare de locuri de parcare în cartiere. Beneficiarii garajelor au fost de acord cu demolarea a 16 construcții, iar Societatea Drumuri Municipale a început lucrările de amenajare a 32 de locuri de parcare. Le mulțumesc timișorenilor din aceste zone că și-au desființat singuri garajele după ce au primit notificările de la primărie și astfel au făcut posibil să intrăm imediat cu amenajarea. Ce facem acum în Lipove e prima etapă de amenajare de locuri de parcare și mici insule de verde. Continuăm în șagului Aradului Modern Martirilor, unde am trimis deja notificări de demolare, a declarat primarul Dominic Fritz. Proiectul municipalității include pe lângă locurile de parcare, spații verzi, alei pietonale și o platformă închisă pentru pubele, pentru ca rezidenții din quartal să beneficieze de spații pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Săptămâna viitoare vor începe lucrările și pe intrarea Sunetului, unde au fost demolate 35 de garaje. Amplasamentul va fi predat vineri către Societatea Drumuri Municipale, urmând să fie amenajate 76 de locuri de parcare. Etapizat, Primăria Timișoara va amenaja locuri de parcare în zonele Lipovei, Aradului Modern, Șagului și Martirilor. Mai mult, revitalizarea respectivelor zone se va face prin amenajarea de noi spații verzi pe locul acestor garaje, precum și căi de acces, trotuare și locuri de joacă pentru copii, acolo unde spațiul o permite.